prieteni, astăzi vom vorbi despre porunca a 10-a. Porunca a 10-a din Decalog. Lista celor 10 porunci. Primele 4 se referă la relația noastră cu Dumnezeu, reglementează relația noastră cu Dumnezeu și următoarele, relația noastră între noi, cu noi înșine și între noi, și ultima, porunca a 10-a, relația noastră într-un fel cu lucrurile care nu ne aparțin, dar nu e vorba doar despre lucruri, ci în esență o sinteză a felului în care l-am putea iubi pe aproapele nostru. Scriptura zice astfel în porunca a 10-a, în Cartea Ieșirii, capitolul 20, versetul 17. Să nu dorești casa aproapelui tău. Lista continuă, să nu dorești femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui și nici unul din dobitoacele lui și nimic din câte are aproapele tău. Da, și această poruncă ne ajută să înțelegem cum ar trebui să trăim în relație unii cu ceilalți. Dar porunca aceasta are ceva specific. E vorba de locul pe care ar trebui să-l curățim mai întâi sau de care trebuie să ne îngrijim mai întâi înainte de a ne porni cu dragoste către aproapele nostru. Locul acesta este inima. În Evanghelie, Mântuitorul Hristos ne spune că locul răutăților pe care le scoatem afară din noi este inima noastră. Această poruncă ne îndeamnă să oprim acel lucru care poate răni pe aproapele nostru, pofta mea, dorința mea necontrolată, nesațul meu. Sigur, există acolo o listă de lucruri pe care ar trebui să nu le fac, să nu le doresc. Dar porunca se referă la un lucru de adâncime din viața mea. Locul dorințelor. Ei, asanarea, igienizarea acestui loc se află în centrul acestei porunci. Taie-ți voia. Oprește-te în a dori, nu doar lucruri, în a dori să-l rănești pe aproapele tău, deposedându-l de lucrurile pe care el le-a câștigat prin sudarea frunții lui. Dorința mea, sursă de răutate față de rău. Porunca aceasta nu este chiar simplă, este un adevărat program de viață. Auzim în Evanghelia Sfântului Luca întrebarea tânărului: Doamne, ce să fac să moștenesc viața de veci? Și Mântuitorul Hristos îi răspunde cu o întrebare: ce este scris în lege? Cum citești? Adică în ce fel interpretezi legea? Cum o înțelegi? Și acel tânăr dă o definiție clară, citează din lege: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată cugetul tău, cu toată puterea ta, cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ca să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, trebuie să înțelegi această a 10-a poruncă, în care găsim ca prim loc al rănirii aproapelui meu dorința mea. Dorința mea care vede în proprietatea celuilalt un motiv de dominare a celuilalt, un motiv de umilire a celuilalt, un motiv de desconsiderare, un motiv de năvălire asupra lui. Prieteni, porunca aceasta, împlinită, studiată, cercetată, înțeleasă, asimilată, judecată, cum îmi controlez eu sau cum îmi filtrez eu dorințele și cum le aleg pe cele legitime și pe cele ilegitime, este o treabă complicată, dar necesară. Pentru că în dorințele noastre, în multe din dorințele noastre, stă calitatea îndoielnică sau bună a vieții noastre. Această poruncă ne arată că relația cu aproapele meu este mai importantă decât lucrurile pe care și el și eu le deținem. Pe curând!